salutare, dragi prieteni pescari. Iată-ne că am ajuns la țară. Astăzi este vineri. Acum e în jurul orei 3:30. Dăm o fugă până la Neajul. Neajul este foarte mărit, foarte umflat, este colorat, e maro. Dar noi încercăm o plimbare, nu strică. Sunt aproximativ 30 de grade afară, foarte cald, dar încercăm să găsim o zonă mai ferită de soare. E soția mea de acolo. Acum suntem pe potecă în apă, apa e până deasupra gleznelor. Bă, ia bă, pe aici un dreptul meu. Uitați-o, doamnelor și domnilor, ce curajoasă e. Vezi, noi în stânga, ca și în gârlă, ca... aici e gârla, aici, exact drept cu mine mergi. Dacă mai faci un pas, te duci în gârlă, e apa până la gât aici. Doamne, hai, vină încoa. Mă faci de râs. Uitați-o, ea este. E frumoasă, e frică. Vezi până unde e apa, prin pădure, noi am venit la pești. Oh my God. În păcate, apa mai mare decât ne-am... mai mare decât ne-am așteptat. Ai grijă aici, nu-i încă cu față. Dar... asta e, încercarea moarte nasc. Uitați, doamnelor și domnilor, până unde e apă. Știi cât coboram, nu? Ia uite câtă vegetație e aici. După ce am trecut în... după ce am trecut în ape de până peste genunchi, aproape de șol, am reușit să găsim un loc aici unde am reușit să aruncăm liderul. Bineînțeles.
aruncăm câteva ori. Folosesc un coșulet mic. Că nu vreau să sperie ceilalți. Uite că după câteva obleți am prins și Liban care a venit-o la râmă. Este liba, nu mai.